Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Decizie surprinzătoare la vârful PNL Suceava. Bun găsit tuturor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. Viceprimarul Lucian Harșovski este noul candidat PNL pentru primăria municipiului Suceava. Un polițist în vârstă de 39 de ani din cadrul biroului rutier Roman s-a sinucis luni după amiază cu arma din dotare, iar Foresta Suceava a fost exclusă oficial din Liga a 3-a și retrogradată în Liga a 5-a. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Decizie surprinzătoare la vârful PNL Suceava. Primarul Ion Lungu nu va mai candida pentru un nou mandat la alegerile din iunie 2024. Președintele Gheorghe Flutur a anunțat că noul candidat al partidului la primăria Suceava este actualul viceprimar Lucian Harșovski. Ion Lungu a declarat că nu se va retrage din viața publică și nici din politică. Nu face un pas în spate, ci predă ștafeta unui candidat mai tânăr. După analize și mai multe discuții politice, se conturează la municipiul Suceava din partea Partidului Național Liberal, candidat pentru funcția de primar, actualul viceprimar Lucian Harșovski. Este o propunere care vine și din partea actualului primar a domnului Ion Lungu, după analize pe care noi le-am făcut pragmatic. Eu vreau să le mulțumesc amândurora, vreau să-i mulțumesc domnului Ion Lungu pentru analiza pragmatică, foarte matură și atentă, pentru că interesul Partidului Național Liberal este să câștigăm primăria municipiului Suceava. Aici s-a făcut performanță, ne leagă o perioadă lungă de 20 de ani de administrație liberală și dorim să continuăm acest lucru. E o perioadă în care Suceava a suportat multe modificări benefice pentru populație, modernizare. Dorim să o continuăm. Salut soluția care se conturează cu un suflu nou, un tânăr de 42 de ani, care este și tânăr, dar și cu experiență în administrația publică. Astăzi eu predau ștafeta, deci nu fac un pas în spate, predau ștafeta generației mai tinere, colegului și prietenului meu, Lucian Harșovski, și asta este realitatea. Am colaborat bine în acești ani, sigur, când mai sunt momente, cum acum în campanie electorală, mai apar anumite probleme, dar una peste alta, eu zic că am colaborat bine, avem un respect și vreau să-i predau această ștafetă colegului meu, Lucian Harșovski. Începând de astăzi, prioritatea zero a mea este să câștigăm primăria municipiului Suceava. Ar fi păcat de Dumnezeu să nu fie așa, pentru că avem atâtea portofolii, proiecte în curs de realizare, atâtea realizări la primăria municipiului Suceava. Și eu sunt convins că echipa domnului viitor primar, spun eu, Lucian Harșovski, va duce la îndeplinire aceste proiecte. Scopul întâlnirii noastre este, în mod special, să anunț, așa cum am spus, că nu-mi depun candidatura, nu mi-am depus și nu-mi depun candidatura pentru o nouă candidatură la funcția de primar, nici de consilier local. Asta nu înseamnă că mă retrag din politică. Rămân alături de Partidul Național Liberal, rămân în echipă cu președintele Gheorghe Flutur și mulțumesc că și dumneavoastră a precizat acest lucru. Am mai declarat-o și o declar. Am fost, sunt și voi fi un om de echipă. Din echipa mea fac parte sucevenii, iar intenția mea nu a fost să concurez împotriva cuiva, să iau postul cuiva, ci am mers pe principiul că orice competiție poate duce la idei noi și soluții. Vreau mai mult pentru suceveni. Ceea ce s-a făcut până acum s-a făcut bine. Vreau să continui ceea ce s-a făcut. Vreau să finalizăm proiectele, dar vreau și mai mult pentru suceveni, pentru că simt că se poate. Am determinarea necesară și experiența pentru acest lucru. Știți că sunt un om de teren, am fost un om între oameni, îmi place să fiu între ei și tocmai discuțiile cu ei m-au adus în acest punct, pentru că ei sunt cei care mi-au solicitat să vreau mai mult de la mine și mai mult pentru ei. Sunt caracterizat ca un om de cuvânt, iar promisiunea
făcută devine obligație și acest lucru va conta foarte mult în perioada următoare, pentru că, repet, odată ce spui un lucru, trebuie să ții de cuvânt. Decizia retragerii primarului Ion Lungu din cursa pentru un nou mandat este surprinzătoare, cu atât mai mult cu cât președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat în decembrie 2023 că îi susține candidatura. Strategia Partidului Național Liberal a fost ca să reportăm candidaturile primarilor în funcție peste tot. Din aproape în aproape însă, și ne-am făcut o cunoscută, când se modifică situația politică și când pot exista șanse mai mari și avem niște zone unde mai avem niște surprize, ești pragmatic. Astăzi, asta este hotărârea care e cea mai eficientă pentru noi. Nu mă dezic de momentul ăla când am făcut alea, pentru că am avut nevoie de stabilitate și avem nevoie de stabilitate, dar astăzi socoata noastră este asta care o vedeți în față. Gheorghe Flutur și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Suceava la alegerile din 9 iunie 2024. Un polițist în vârstă de 39 de ani din cadrul biroului rutier Roman s-a sinucis luni după amiază cu arma din dotare. Polițistul era în timpul serviciului și a venit acasă, unde s-a împușcat cu pistolul. Sesizarea la 112 a fost făcută de soția victimei. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Potrivit reprezentanților poliției, victima a fost găsită cu arma din dotare, sugerând că gestul sinucigaș a avut loc în timp ce acesta se afla acasă. Deși trecuse prin testări psihologice, cunoscuții nu erau conștienți de o problemă care să-l fi determinat pe polițist să recurgă la acest gest extrem. La data de 18 martie, la ora 15:08, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Roman au fost sesizați de către o femeie referitor la faptul că soțul ei s-ar fi sinucis în imobilul comun. Bărbatul, în vârstă de 39 de ani, era polițist în cadrul biroului rutier Roman, fiind în timpul serviciului. Acesta era testat psihologic, apt în termen, fiind încadrat din sursă externă la Inspectoratul de Poliție Județeană Neamț din data de 16 ianuarie 2017. Vecinii au rămas șocați când au aflat ce s-a întâmplat. Vă surprinde ce s-a întâmplat? Da, eu nu puteam să intru în scară. Ferească Dumnezeu, am și... M-a afectat. Da, cum? Da, ce s-a întâmplat? M-a pușcat. Aici, la bloc? Autoritățile au inițiat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte care au dus la producerea acestui tragic eveniment, iar o anchetă internă a fost demarată pentru a clarifica toate aspectele incidentului. Încă nu este liniște la Spitalul Județean Mavromati din Botoșani după reținerile din decembrie anul trecut în dosarul angajărilor pe șpagă. Procurorii DNA Suceava au percheziționat biroul și locuința actualului manager, după care au condus-o la audieri. Descinderile au avut loc la primele ore ale dimineții de marți, în dosarul șpăgilor la angajare, anchetă începută în luna decembrie a anului trecut. Ținta este managerul Spitalului Județean Mavromati, Botoșani, Monica Adăscăliței, căreia i-au fost percheziționate biroul și locuința. De ce au venit? Dosarul din decembrie e o percheziție domiciliară. Sunteți vizată și dumneavoastră? Nu știu, deocamdată nu știu nimic, aștept finalul CCS-ului. Managerul spitalului Mavromati a fost condusă ulterior la audieri la DNA Suceava. Mă duc la declarații și revin cu informații mai târziu. Deocamdată, DNA nu a transmis un punct de vedere oficial cu privire la acțiunea de la Botoșani. Același dosar, o percheziție, dar nu putem da relații acum, din păcate. E prea devreme pentru a da relații la presă. Sunt vizate mai multe persoane? O să vedeți când o să putem să vă dăm relații. Vor fi conduse persoane la DNA Suceava astăzi? Posibil. La momentul potrivit o să vă zice, fără doar și poate, da?
În luna decembrie 2023, în urma perchezițiilor și audierilor, 22 de persoane au fost inculpate în dosarul șpăgilor de la Spitalul Județean de Urgență Mavromatei Botoșani. Principalele acuzații erau săvârșirea în forma autoratului, a complicității și a instigării a unor infracțiuni de luare de mită, trafic de influență, folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru alții de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Radu Arian, băiețelul de 2 ani din județul Botoșani, care a dispărut din curtea unor vecini, a fost găsit în viață după ce a petrecut o noapte în pădure singur, la o temperatură de minus 5 grade Celsius. Este o minune dumnezeiască, spun părinții copilului, dar și cei care au participat la acțiunea de căutare. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Micuțul a ajuns la spital cu o ușoară hipotermie și a fost ținut sub supraveghere medicală timp de 24 de ore. Arian l-a povestit tuturor că i-a fost frică și că s-a întâlnit cu lupul în pădure. Acum este vesel și dornic să se întoarcă în sânul familiei sale. Ce face Arian? Era un lup. Era un lup? Da, da. Mare sau mic? Nu, da, mare. Mare? Dar unde ai fost azi noapte, știi? Am dat soarele. Radu Arian, băiețelul de numai 2 ani din localitatea Tudora, județul Botoșani, care a dispărut din curtea unor vecini pe care îi vizita împreună cu bunica sa, a petrecut 25 de ore în pădure singur. Pe timpul nopții, temperatura a scăzut la minus 5 grade Celsius. Peste 400 de polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari din Suceava, Botoșani și Bacău l-au căutat pe micuț o zi și o noapte fără încetare. Când persoanele implicate în acțiunea de căutare au început să își piardă speranța, un echipaj de poliție a anunțat că l-a găsit pe Arian în viață, lângă un schit la o distanță de aproximativ 3 km de locul unde a dispărut. Polițiștii au venit cu copilul în brațe și l-au predat salvatorilor de la serviciul de ambulanță Botoșani. Misiunea a fost îndeplinită cu succes ca urmare a mobilizării exemplare și a eforturilor forțelor de ordine și a întregii comunități. Minorul a fost găsit în viață la aproximativ 3 km de locul în care a dispărut, lângă un schit. Acesta era lângă un copac. A fost preluat de poliție și în acest moment se îndreaptă către o unitate spitalicească pentru evaluarea stării de sănătate. Copilul era într-o hipotermie ușoară, fără edeme, fără mărci traumatice, puțin înghețat și atât. Vorbăreț? Și flămând. Vorbăreț, a vorbit tot drumul. Ce v-a spus? Azi vorbea că a văzut un lup, a văzut, eu știu ce a văzut el prin pădure. Atât. Altceva, ce v-a mai povestit? Unde a fost nimic. La noapte? Cel mai bucuros a fost momentul în care a văzut că a intrat mama în ambulanță și i-a dat să mănânce, a fost totul ok. Ce ați simțit dumneavoastră, știind că 24 de ore l-ați căutat toți? O bucurie sufletească. Cred că oricare dintre noi, în momentul în care merge la așa un caz, simte ceva deosebit. Medicul care l-a consultat pe Radu Arian a spus că micuțul avea o ușoară hipotermie și că va fi ținut în spital sub supraveghere pentru 24 de ore. Practic, ce pot să vă spun, că este hipotermic. Temperatura intrarectală este 33 de grade Celsius. În rest, este conștient, în afară de edeme ale membrilor inferioare și superioare, un ușor edem în regiunea inghinală, practic probleme deosebite nu pune. L-am încălzit, am recoltat analize, este, cum vă spuneam, este conștient, cooperant. Părinții lui Arian s-au întors în țară de la muncă din Anglia. Când au aflat că băiatul a fost găsit în viață, le-au mulțumit tuturor celor care au participat la acțiunea de căutare a copilului. Așa. Și doresc să mulțumesc la toată lumea care a fost prezentă și a participat, la toate echipajele, la toți consătenii care m-au ajutat, la toată lumea care a fost, deci nu pot să descriu în cuvinte cât oamenii cât sunt de mari și ce suflet au. Dumnezeu să-i ajute pe toți pentru ceea ce au făcut pentru noi și au fost la nevoie pentru noi.
So first of all, I'm thank you for all. În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor celor implicați în acțiunea de căutare, tuturor forțelor de ordine, voluntarilor, tuturor celor care au distribuit fotografia fiului meu pe rețelele sociale online. Mulțumesc, 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 Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. From the home for all the departments around here, Butașan, around all the Romania. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Thank you so much. God bless you all. Noul rector al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași s-a născut la Rădăuți și are 47 de ani. Este vorba despre profesorul de economie Liviu Maha. Acesta a câștigat și turul 2 al alegerilor pentru funcția de rector al Universității Cuza, după ce l-a învins pe fostul ministru al Justiției Tudorel Toader. Liviu Maha este noul rector al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași după ce a câștigat detașat turul al doilea al alegerilor desfășurate recent. În acest tur, Maha a obținut impresionanta cifră de 487 de voturi, în timp ce contracandidatul său, Tudorel Toader, fost ministru al Justiției în guvernul Dragnea și fost președinte al Curții Constituționale, a înregistrat doar 233 de voturi, adică mai puțin de jumătate din voturile obținute de Maha. Liviu Maha, care a absolvit Colegiul Național Eudoxiu Muzachi din Rădăuți, este acum pregătit să preia conducerea prestigioasei instituții de învățământ superior din Iași dacă alegerile nu vor fi contestate sau invalidate. Din 15 mai 2021, Liviu George Maha ocupă funcția de președinte al Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina. Este profesor universitar doctor la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, specializat în domeniul relațiilor economice internaționale. Cu o carieră de aproape 25 de ani în învățământul superior, Liviu George Maha s-a remarcat prin activitatea sa didactică și de cercetare științifică, evidențiată prin publicarea de cărți și articole de specialitate, editarea de volume de specialitate și organizarea de manifestări științifice. De-a lungul timpului s-a implicat în numeroase proiecte de parteneriat cu instituții de învățământ superior din Cernăuți și Chișinău, colaborând strâns cu cercetători din aceste universități în activități de cercetare științifică. Între anii 2016 și 2020 a coordonat procesul de admitere a românilor de pretutindeni, inclusiv a etnicilor români din Ucraina, la studii universitare în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Liviu George Maha s-a născut la Rădăuți în anul 1977 și a absolvit Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi din Rădăuți, județul Suceava, în 1995, profilul său fiind matematică-fizică. În 2023, inovatorii români au continuat să contribuie la invențiile din domeniul IT din Europa conform indicelui de brevete 2023. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a fost lider în depunerea cererilor de brevete europene din România. Mai mult de jumătate dintre cererile de brevet din țară au inclus cel puțin o femeie ca inventator. Informatica, biotehnologia și transporturile s-au numărat printre domeniile de top pentru invenții românești. De asemenea, s-a observat o adoptare solidă a noului brevet unitar în Europa. În 2023, activitatea inovatoare din România a fost evidențiată prin cele 42 de cereri de brevete depuse la Oficiul European de Brevete, deși acest număr a înregistrat o ușoară scădere față de anul precedent. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava s-a remarcat ca fiind lider în acest domeniu. Domeniile cele mai active în ceea ce privește cererile de brevete europene au fost informatica, biotehnologia și transporturile. Un aspect notabil este implicarea femeilor în procesul de inovare, acestea fiind menționate în 52% dintre cererile de brevet din România, depășind media europeană. De asemenea, adoptarea brevetului unitar a fost semnificativă, cu 22% dintre brevetele europene acordate în România, solicitante de protecție unitară. România are bani pentru autostrăzi și grădinițe, însă preferă să-i facă palat lui Klaus Iohannis. Informația îi aparține vicepreședintelui USR Dan Barna. Liderul USR acuză guvernul PSD-PNL că nu a redus cheltuielile publice, așa cum a transmis în spațiul public, ci a mărit aparatul administrativ cu încă 15.000 de persoane. Într-o conferință de presă susținută la Suceava, vicepreședintele USR, Dan Barna, a declarat că statul are bani pentru autostrăzi și grădinițe, însă preferă să îi cheltuiască pe proiecte precum renovarea locuinței pe care o va primi președintele României, Klaus Iohannis, după încheierea mandatului. Da, avem bani să facem autostrăzi și avem bani să facem școli și avem bani să facem grădinițe. Numai guvernul nostru, în loc să facă aceste grădinițe, și o să revin la PNRR imediat, preferă să dea banii pentru patru grădinițe
ca să-i facă palat împăratului Iohannis. Imaginați-vă și spuneți-le oamenilor cu care vorbiți. Guvernul României, guvernul Ciolacu, a alocat 9 milioane de euro pentru a-i construi, a-i renova un palat împăratului Iohannis pentru când își va termina mandatul. De 9 milioane de euro pot fi făcute 4 grădinițe. Aceasta este realitatea unui guvern care nu știe cum să mai fure din banii publici. Și ne minte același guvern că, vezi, Doamne, ar fi redus cheltuielile publice. O altă minciună. Cifrele date chiar zilele acestea ne spun că doar de anul trecut a mai crescut aparatul de stat, sinecurile în servicii publice, cu încă aproape 15.000 de persoane. Liderul USR a mai spus că organizația județeană Suceava USR se află într-o fază de reconstrucție. Conducerea structurii a fost preluată de primarul orașului Mileșăuți, Vasile Cărare. Totodată, parlamentarul Emanuel Ungureanu a preluat conducerea organizației municipale Suceava USR. După cum știm cu toții, este un an atipic, nu numai prin prisma faptului că avem concentrate toate tipurile de alegeri în acest an, ci și prin prisma faptului că alianța sau partidul devenit unic, PSD-PNL, a modificat structura acestor alegeri sau structura unui an electoral, comasând europarlamentarele cu alegerile locale în încercarea de a se menține prin orice mijloace la putere pentru încă 4 ani de zile. S-au comasat pe ei înșiși, au demansat data alegerilor locale cu scopul de a câștiga timp, știind că timpul lucrează în defavoarea lor. De ce? Pentru că rezultatele guvernării dezastruoase, sau să nu zicem dezastruoase, cu rezultate nu tocmai dintre cele pe care ni le dorim, nu mai pot întârzia mult să apară rezultatul acestui tip de guvernare. Pe de altă parte, demansarea alegerilor mai are o miză și are un scop de, sau probabil, a avut un scop de a lua oarecum prin surprindere și de a lăsa la dispoziție cât mai puțin timp partidelor din opoziție. Când lumea vine în Bucovina, merge doar la mănăstiri, se duce doar la pensiuni. Dar oamenii de aici își caută locuri de muncă cu greutate. PIB-ul este o catastrofă pe cap de locuitor în orașul meu și în județul meu. Deci am venit aici cu o echipă excepțională ca să aducem proiecte, bani, așa cum face colegul meu Cărare la Mileșăuți și care a rezistat cu foarte mare greu asaltului pe care domnul Flutur l-a făcut asupra tuturor edililor foarte buni din județ. Este meritul lui că a spus nu în condițiile în care știe că banii s-ar putea să vină mult mai greu. În luna februarie, președintele PNL Suceava Gheorghe Flutur a anunțat că primarul Vasile Cărare va candida din partea liberalilor la alegerile locale din 2024. Ulterior, alesul local a fost numit președinte interimar al organizației județene Suceava USR în locul Gianinei Ursu. Lucrările de modernizare de pe strada Leca Morariu au fost reluate în forță, fiind continuat programul Modernizarea Sucevei de la scara blocului. Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovski, a explicat că se va reface întreaga stradă, de la intersecția cu Mărășești până la cea cu strada Oituz, urmând să se toarne un covor asfaltic nou și să se reabiliteze accesele la scările de bloc și trotuarele. Luăm lucrările Leca Morariu, acolo am desfăcut acel garaj anul trecut și reluăm, ieșim în strada Mărășești. Mărășești aici. Trotuarele avem făcute. Câți oameni sunt? Păi avem 8 oameni de la SUCT, schimbări de capace, de descurgere, am pus și descurgere de zaputit. De bordură. Schimbăm totul, dar rugămintea așa rămâne. În spate, gardul viu scoatem, am scos tot gardul, eliberăm. Tot. Aici facem o parcare de reședință, tot până în capăt, mașinile care parcau acum pe pietriș, da? Da. Terminăm, da? O punem la ață, oamenii așteaptă de mult lucrările reluate aici în zonă.
Deși există câteva plângeri cu privire la înălțimea bordurilor noi, care sunt conforme cu normativele pentru a preveni blocarea trotuarelor, se constată că unele borduri sunt deja deteriorate de mașinile care le încalecă. Problema este luată în serios, iar soluțiile propuse includ montarea de semne de circulație cu parcarea interzisă sau transformarea străzii în sens unic. În paralel cu lucrările de modernizare, proprietarii se implică și ei, demarând lucrări de refacere în interiorul scărilor de bloc. Astfel, modernizarea Sucevei se realizează printr-o colaborare eficientă între primărie și comunitate. Pentru Localnici, revista care scoate la lumina antreprenorii locali și care prezintă povești de succes din regiunea de Nord-Est, a lansat al 8-lea număr într-un eveniment desfășurat în mod tradițional la Camera de Comerț și Industrie Suceava. Evenimentul de lansare a fost sub sloganul Partea plină a paharului. Fiecare număr al revistei prezintă antreprenori locali, povești de succes și aduce împreună oameni de afaceri, autorități și comunitatea pentru a promova valorile și inovațiile locale, cu scopul de a susține consumul de produse locale și de a dezvolta o comunitate conștientă de importanța economiei sale. Am ajuns la numărul 8 al revistei. Deja e un brand cunoscut, dar aș vrea să vă spun de unde am plecat și ce ne-am propus încă de la început. Ne-am propus în 2018 să aducem oamenii împreună, să-i conectăm, să îi ajutăm prin ceea ce știm noi să facem mai bine, mediatizare, să facem acest lucru pe care unii îl consideră că poate nu e atât de important, dar văd, după ce se apucă de business, cât de important este promovarea, cât de important este să fii în piață, să fii cunoscut, să fii... acolo unde e nevoie de tine. Evenimentul de lansare a fost sub sloganul Partea plină a paharului. Anul trecut am fost și am aflat prima oară de această revistă. Am răsfoit acel număr, m-am uitat și pe site, am văzut antreprenori și am găsit în paginile dumneavoastră oameni care de-a lungul timpului am mai lucrat, nici nu știam că și-au dezvoltat o afacere privată și au... Așa am aflat din revista dumneavoastră. Vă felicit pentru proiect, vă felicit pentru faptul că vedeți partea plină a paharului și că consider eu că oferiți un pahar potrivit pentru aceste inițiative și pentru aceste afaceri care se dezvoltă aici în județul Suceava. Am văzut foarte multe pagini alocate culturii și turismului, pe lângă promovarea afacerilor locale și aici chiar mă simt foarte bine. Aș vrea să vă spun că e o provocare care ar putea fi lansată și în domeniul acesta al culturii, în care se implice și cu experiență în mediul acesta antreprenorial, să spunem, și anume dacă la 1 martie am lansat un proiect care se numește Anotimpurile Bucovinei, în care să promovăm cu predilecție valorile locale pe cei consacrați alături de cei tineri, așa cum se întâmplă și într-o afacere reușită. Mi-aș dori să promovăm împreună în ceea ce înseamnă asocieri, atât partea aceasta culturală, turist, cât și mediul de afaceri. Gândesc pozitiv și eu cred că în orice domeniu de activitate avem și noi realizări. Din păcate, sunt mulți dintre noi care văd mai partea negativă a lucrurilor. Și vă spun la modul sincer, și chiar ieri s-a dovedit acest lucru, am venit doamna ambasador al Statelor Unite ale Americii și am avut cuvinte de apreciere la adresa orașului, la adresa Bucovinei, chiar la superlativ. Da, nouă mi se pare aici că totul e banal, că totul nu merge, că totul nu este bun. Și am văzut prefața asta aici, unde spuneți dumneavoastră, sigur că eu mă regăsesc absolut în ea, chiar dacă se aprobe campania electorală asta, este mereu să găsești cineva să dărimi cele ce vrei tu să construiești. Așa este. Bun, mulți spune, n-ai făcut. Atunci când l-ai pus în fața faptului împlinit și îți vede că ai făcut, nu mai poate să spună că n-ai făcut, dar n-ai făcut bine. Dacă astăzi facem un proiect, să luăm o decizie, putem constata peste o zi, două, o săptămână, putea să fie una mai bună. Dar ce vreau să spun, așa cum a spus dumneavoastră, adunați oamenii aici. Oameni care socializează, oameni care au realizări în domeniilor de activitate.
Coperta și articolul principal din al 8-lea număr al revistei pentru localnici îl are protagonist pe rectorul USV Mihai Dimian. Pentru a se dezvolta o societate avem nevoie de cerceta și avem nevoie, sigur, de educație orientată către mediul de afaceri, dar și către ceea ce se va întâmpla în viitor. Și vă sfătuiesc să vă uitați cu atenție ce se întâmplă și universitate, pentru că trebuie să ne pregătim pentru ceea ce urmează. Revista pentru localnici încurajează, prin poveștile spuse în paginile sale, consumul de produse și servicii locale pentru a sprijini o economie sustenabilă. Proiectul este realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local Suceava. Tirajul revistei este de 3.000 de exemplare, distribuite gratuit în diverse locuri publice și la evenimentele de afaceri locale. Foresta Suceava a fost exclusă oficial din Liga 3. Comisia de Disciplină și Etică a Federației Române de Fotbal a luat această decizie după ce galben-verzii nu s-au prezentat la primele două meciuri din acest an. În cazul puțin probabil în care își va continua activitatea, Foresta va juca din vară în Liga 5. Comisia de Disciplină și Etică a Federației Române de Fotbal a anunțat luni excluderea Forestei Suceava din campionatul Ligii a III pentru două neprezentări consecutive. Conform regulamentului, toate rezultatele formației sucevene din rătur au fost omologate cu scorul de 0-3. De asemenea, echipa din arene a fost retrogradată în ultima competiție organizată de Asociația Județeană de Fotbal, pe teritoriul căreia își are sediul mai exact în Liga a 5-a suceveană. Galben-verzii au fost penalizați anterior cu 8 puncte din cauza litigiului cu fostul antrenor Ionuț Moșteanu. Excluderea Forestei nu a avantajat Bucovina Rădăuți, care a câștigat pe teren meciul din retur cu Foresta. În schimb, Șomus Falticeni are acum șanse matematice să prindă play-off-ul dacă va învinge la Rădăuți în ultima etapă și meciul FC Bacău CSM Vaslui se va termina la egalitate. După excluderea Forestei și a viitorului Darabani din seria 1 a Ligii a 3-a, nu va mai retrograda nicio echipă. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine m-am găsit! Știrea zilei, cel puțin la Suceava, dar parcă văd că va fi preluată și la nivel național, cel puțin în publicații online. Cred că e o informație de interes pentru cei care analizează coaliția, alegerile, listele de candidați și așa mai departe. Primarul în exercițiu, Ion Lungu, primar de 20 de ani în municipiul Suceava, președinte la PNL municipiul Suceava, funcție din care și-a dat demisia, nu va mai candida pentru un nou mandat. În locul său, Partidul Național Liberal îl trimite în cursa electorală pe actualul viceprimar Lucian Harșovski. Da. Surprinzător, previzibil, nu știu, era o mișcare tensiune. Provizibilă. Nu știu, era o tensiune. Săptămâna trecută, când comentam despre această situație cu domnul Harșovski, care forța intrarea, e comic domnul Harșovski. Știi cum e? Când spune că el nu vrea să se bate, să ia locul cuiva. Dar asta nu e ca și cum ar fi două locuri. E un singur loc și era omul ăsta. Eu nu era pe locul ăla. Și el venind, i-a luat locul. Adică că el nu se bate să ia locul cuiva. Ba fix asta a făcut. E fix ca Dorin Goian, care tot e de râs. Bine, odată e de plâns că s-a apucat de politică, făcând campanie pentru candidatul PSD la primărie. Care Dorin Goian, el spune că a vorbit despre fotbal cu candidatul PSD într-un podcast. Și el spune, de la bun început vreau să spun că eu nu fac politică. Făcând politică. Făcându-i campanie candidatului PSD. E același lucru. Într-un zvon s-ar afla pe listele de consilieri locali. Nu, înțeleg că nu vreau. Dar în altă... Nu, știu că nu vreau, nu. În alte platforme a negat. Nu, știu că nu vreau. Dar a făcut, îi face reclamă candidatului PSD. Revenind, și era o tensiune între Lucian Harșovski și primarul Ion Lungu, e o tensiune mai veche asta, hai să fim serios, nu ne facem că nu știm. Cel de mai puțin multă vreme, de 4 ani. Nu chiar de 4 ani, eu zic de ultima perioadă când s-a acutizat. Ori exista riscul, Lucian Harșovski e foarte determinat, exista riscul ca domnul Harșovski să meargă în instanță dacă nu se făcea conform statutului și să n-aibă PNL-ul candidat, că îl trântea la instanță.
Dar mai exista posibilitatea ca domnul Harșovski să candideze ca independent sau de la un alt partid. Azi zicem ca independent. Ori candidând ca independent, rupea voturile și câștiga PSD-ul. Sau, adică, fără să fie foarte clar, fără știința lui Gheorghe Flutur nu s-a făcut mișcarea asta. Deci să fim clari, adică nu, poate să vină să-mi spună că n-a aștept, păi, nu. Nu că fără știința, că era acolo și el a anunțat, practic. Da, nu, dar zic, toate mișcările astea cu Lucian Harșovski, foarte determinat și hotărât să meargă până la capăt, eu în proporție de 99,99% plus 1%, spun că fără acceptul lui Gheorghe Flutur nu s-ar fi întâmplat. Adică ruptura de fapt este între Ion Lungu și Gheorghe Flutur? Nu este nicio ruptură. Nu e vorba despre nicio ruptură. E vorba despre un calcul pur electoral. Cine are mai mari șanse să câștige? Gheorghe Flutur nu își poate permite să piardă primăria municipiului Suceava. Pentru că în cazul ăsta ar fi în pericol el, la nivel central al partidului, să mai dețină funcția de conducere pe care o are. Nu poate să piardă primăria Suceava și eu cred că nu o va pierde. Și atunci de ce ar fi pierdut-o? De ce ar fi pierdut-o cu Ion Lungu și nu o pierde cu Lucian Harșovski? Deci șansele, hai să fim serioși, șansele sunt mai mari. De ce? Și îți dau un singur argument, tinerețea. De fapt două argumente și Ion Lungu a spus și astăzi în conferința de presă, a spus și la mine la radio când a fost public. Și e conștient de asta Ion Lungu. Mulți oameni au spus, domne, îți 20 de ani. Deci noi nu mai discutăm că s-a făcut, că nu s-a făcut, îs 20 de ani. Ăsta era cel mai mare handicap al lui Ion Lungu. Ori ăsta e handicapul lui Ion Lungu și avantajul lui Lucian Harșovski este tinerețe, are 42 de ani. Aceste două... Și totuși ceva experiență. Da. Adică tinerețea nu e acea tinerețe ingenuă. Nu, și are experiență. Dar nu, asta te lasă, nu mă duc în zona asta. Cu experiență, că știi, nu. Sunt două elemente. Vârsta lui Ion Lungu și cei 20 de ani petrecuți în primărie și tinerețea lui Lucian Harșovski. Și când le aduci pe astea două și le pui împreună, îți dă cu plus, cu mult mai mult plus. Ori dacă ar fi fost Ion Lungu are ca electoratul lui. Stabil, are un electorat dur. Problema e de unde mai aducea. Ori Lucian Harșovski, fiind tânăr, mai are de unde să aducă. Ion Lungu prea mai avea de unde. Are și cum convins... să conserve ce avea Ion Lungu? Acum o parte din, nu cred că tot electoratul lui Ion Lungu, depinde și dacă domnul Lungu se implică în campania electorală, îi aduce 80% din electorat. Că nu vin toți. O parte o să meargă cu PSD-ul și o parte cu AUR. Dezavantajul lui Lucian Harșovski că nu-l votează de la PSD. Pe un lungul votaj de la PSD. Deci sunt avantaje și dezavantaje. Bun, dacă stai pe hârtie și le adun, cred că e un procent acolo. Cam adică, asta e diferența. Tu zici că vor fi alegeri cu un rezultat foarte strâns rezultat între doi strâns, candidați. Da, rezultatul va fi strâns. Dar cred că aici și Luci are posibilitatea să crească cu tineret. Cred că va fi, nu știu dacă este un candidat mai tânăr ca el, nu cred. Nu știu ce alte partide, PSD-ul nu, PSD-ul îi dă seamă cu Ion Lungu. Și ceilalți nu știu, dar cred că Luci va fi cel mai tânăr candidat. Și lucrul ăsta va fi un avantaj. Ori Gheorghe Flutur nu care ceva cu Ion Lungu. Eu cred că ei vor merge împreună și cu siguranță asta este înțelegerea, că Ion Lungu nu o să-i fac campanie lui Luci Harșovski așa și pe mine zice, hai mă, du-te acasă. Nu. Și o să-i fac campanie lui Luci ca să rămână împreună. Se complică situația la Parlament, dacă merge pe zona asta, dar asta e altă discuție, nu le amestecăm. Dar Gheorghe Flutur nu, să fie foarte clar, nu care ceva cu Ion Lungu, a gândit pragmatic, pentru partid și pentru el. În ordine inversă. Cum vrei să o iei. Păi dacă a gândit pentru el, e și pentru partid. El e partidul, el e partidul. Și Lucian Harșovski are un atu foarte important. Pe care l-a demonstrat s-a ținut ca un pitbull cu dinții să prinde el candidatura, da? Ori determinarea de care dă dovadă îl face principalul candidat pentru a obține funcția de primar. Mai determinat decât Luci Harșovski nu are cine să fie. Are 42 de ani, acum e ori la bal, ori la spital. El, dacă a pierdut, e terminat. Administrativ și politic. El nu mai are șansa a doua. Nu, el pleacă acasă, se apucă de pus mure, își face solar, nu știu. Și el e foarte determinat. Faptul că el are
curajul și încrederea asta pe care au dat-o încăpățânarea de a-l da o parte pe un lungul pentru a se pune el pe scaunul de candidat, demonstrează că și-a făcut foarte bine lecțiile. Luci Harșovski, dincolo la, cu administrația nu discutăm, că parcuri, că umblă el prin oraș. El are experiența campaniilor electorale. El știe cum se face o campanie, știe și pe partea de social media și are un grup de lupi tineri pe care îi va antrena și aia vor fi buldogi pe rețelele de socializare, vor rupe tot și știe cu secțiile de votare când să stea oameni, unde să stea, cum se numără, cum se... Are experiență. Asta e foarte important. Știe să organizeze, pentru că el a stat în umbră și a fost unul dintre organizatori cu lupii tineri. Știe să-i organizeze, o să-i vezi în campanie, cum o să fie duri. Să fie și primar, candidat de primar și organizator, nu e ușor. Da, nu, da. El a luat pe persoană fizică. El sigur are un grup de sprijin. Dar eu tot fac referire la fotbal, că din fotbalul ăsta, care este un fenomen social, cel mai important fenomen social, sunt multe chestii de viață așa. Câteodată nu câștigă echipa mai bună, câștigă echipa mai determinată. Poți să ai tu jucători buni, dar ceilalți, dacă sunt mai determinați pe teren, ăia câștigă. Deci, și cel puțin în campionatul Angliei, unde se joacă pe contre și foarte aspru, acolo ai această dovadă. Sunt jucători de valori apropiate, mă refer la echipele care sunt în față, dar diferența într-un meci o face determinarea. Ori Luci Harșovski are o determinare pe care nu i-o va egala nimeni. De regulă, încăpățânarea nu e o calitate. No, dar eu nu zic de încăpățânare. Ai folosit mai devreme cuvântul s-a încăpățânat. Una e încăpățânarea și una e determinarea. Ori el este determinat să câștige și lucrul ăsta îi mai aduce 2-3%. El nu va dormi nopți, va umbla, să-l vezi tu de acum ce te-a intoxicat pe tine când dea el cu acetul, cu aia. Să vezi cum va fi de acum încolo. Eu sunt curioasă să văd cum ar arăta, probabil că o să asistăm la asta sau există cel puțin și 50% șanse să asistăm la primul mandat al lui Lucian Harșovski, celelalte 50% șanse probabil că le are candidatul PSD. Da, nu știu cum va fi ca primar. Nu știu. Eu zic acum discutăm electoral. Dar eu nu am mai vorbit aici. El în momentul în care simte, va simți că nu va câștiga, se va da la o parte. Am mai vorbit asta și la alegerile trecute și și dovadă, și la el avem dovadă, dovezi, de 5 ori a câștigat. De fiecare dată când a candidat, a câștigat. Ori acum a simțit cu siguranță că poate să piardă. Și nu nici se... sprijin din partea partidului, da, probabil nu, că nu mai piardă, are. Nu că poate nici nu ajungea, că poate ar fi pierdut la... Intern. S-a așteptat sâmbătă să fie alegeri interne, poate... Și omul a știut și de aia nu s-a încăpățânat. Bun, e mai bine să nu cazi de pe soclu. Păi, bineînțeles, dar așa zice, da, m-a dat o parte și... Și care e, care crezi că e, că nu au vrut cei doi, nici Gheorghe Fluturi, nici Ion Lungu, să vorbească despre viitorul lui Ion Lungu? Deci, decât că e împreună, asta au spus. Da, el, da, dar doar Ion Lungu nu e copil. Cu siguranță că va fi ori la Parlament, e o variantă și să dea pe cineva să scoată de acolo, ori de ce nu administrator public al județului? Al județului sau al municipiului? Că tot s-a înființat postul acesta. Nu cred. Nu? Adică, e retrogradare? Nu e retrogradare. Nu. Nu cred că e retrogradare. Și ar face rău lui Luci Harșovski? Ar fi un adică, conflict de autoritate spune, acolo. Mă, că e în față și tot vă spun eu că e o lungă vine. Deci Luci Harșovski va fi tocat cu chestia asta. Dar nu, eu nu cred. Și pentru că nu poți să stai ca administrator public, faci și zice șef, nu poți să stai, tu ai fost șeful lui Lucian Harșovski la partid și la primărie atâția ani și acum să vizezi de ordine Luci. Nu faci. Cred că la județ îi găsește domnul Fluturi ceva, Irinei Vasilciuc, poate o trimite pe ea la municipiu, administrator public, de ce nu? Și cred că domnul Lungu ori va fi acolo, pentru că are experiență, bugete, cu asta, cu așa, cu bani. La municipiu nu. Și... sau la Parlament, acum unde vreau, nu, doar nu crezi că... Poate mai multe zici, dar vorbim mai și până o să tot vorbim și o să tot vorbim, pentru că de acum înainte, chiar dacă oficial n-a început campania electorală, iată că se întâmplă lucruri
în sensul acesta și vom tot avea ocazia. Tot o inversare de forțe, o altă persoană cu multă influență în mediul academic, rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Tudorel Toader, a pierdut funcția în favoarea unui rădăuțean, da. Liviu Maha. Eu nu-l cunosc, mi-ai zis tu. L-am cunoscut pe domnul Maha la dezbaterea In Business de la sfârșitul anului trecut, când a fost și Iancu Guda invitat. Domnul Maha a avut o luare de cuvânt acolo și am remarcat relația bună pe care o avea cu doamna Carmen Năstase de la Universitatea din Suceava. Pe moment mi-a făcut o impresie bună, nu-l cunosc îndeaproape. Domnul Toader, în schimb, a fost în vizorul public multă vreme și ca ministru, a fost și destul de controversat. Da, îți dai seama că mulți îl antipatizează de atunci, de când a fost ministru la Liviu Dragnea, de când era PSD-ul. Și tot, de câți ani ești în funcție? Lasă-mă să vii. Și pe aceeași chestie. Putea domnul Îmi pare asemănător cu ce s-a întâmplat în PNL Suceava. Da, să facă, nu știu, să construiască tot. Câți ani ai? De câți ani ești? Lasă-mă să mai vină. Adică mai sunt schimbări din astea de generație. Da, de asta cu sta prea mult în funcție îi deranjează pe mulți. Știi? Pe principiu, lasă-mă și pe altul. Dar ce, la Universitatea Ștefan cel Mare, cum a fost? Păi, în timp, Popa s-a dat o parte, era acolo de 12 ani sau cât avea și acum e mai mea. Și aici, un schimb de generații. Da, dar nu-i de generații. Deci e anul în care se schimbă generația. Da, e o altă, dar cam asta, adică cine trebuie să ne mirăm? Se întâmplă lucrurile astea. În contextul în care Dan Barna a fost la Suceava la sfârșitul săptămânii trecute și a criticat diverse decizii ale guvernului PNL-PSD cu cheltuielile publice, cu reducerea aparatului administrativ și așa mai departe, am zis că e oportun să menționăm pentru telespectatori faptul că judecătorii în alte curți de casație și justiție au răsturnat decizia inițială luată de Biroul Electoral Central și Alianța Dreapta Unită, din care fac parte USR, PMP și Forța Dreptei a lui Ludovic Orban va putea candida în alegeri împreună sub același însemn electoral. Cu o zi înainte, la sfârșitul săptămânii trecute, Biroul Electoral Central nu a înregistrat această alianță. Da, să treci la PSD. Bă, după ce că le aveți pe toate și faceți ce vreți în țara asta, nu mai puteau ei de alianța PMP cu USR. Asta pe PSD, și când am văzut pe Marcel Ciolacu, domnule, parcă e o vulpe. Nu știu de ce. Mi-aduce aminte de filmul ăla, Veronica. Așa. Și nu știu, parcă din filmul ăla. Seamănă ca o vulpe. Șireată. Vulpile alea care se plimbau prin film. Mi-aduc eu când am văzut Veronica, nu știu ce-mi venea. Acum mi-a venit. Seamănă cu o vulpe. Șireată, dar e oprins întotdeauna, știi? Mai sunt unii corbi din ăștia care scapă cașcavalul, da? Și el că o vulpe, adică Marcel Ciolacu, că nu știa. Că el nu știa că a contestat omul la PSD. Bă, ne-a de prost. Știi că asta e cel mai deranjant, că te-a de prost. Și ce avem cu alianța asta? Și așa nu te-a menință politic foarte tare, cât are sonare, 12%, 14%. Și trebuie să fii și un pic de opoziție. După ce că anihilezi aurul, comasând alegerile și punându-le europarlamentare cu locale, după ce că din primul tur au rămas alegerile locale și scoți aurul din, că îl scoate din circulație, adică îl trage undeva, îl trimite mai jos, mă, nici ăștia, dar ce vreți numai voi să fiți Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă? Și ăsta, domnul ăsta, care a fost el pe la 1000 de partide și cu Traian Băsescu, cum îi spune, care a fost ministru de externe? Tomac? Sau la cine trebuie? Ah, Cristian Diaconescu. Alt. Crezut. La ce toți se încurcă? El e președinte în acte? Poate nu mai știu telespectatorii de ce e scandalul. Da. Cristian Diaconescu e președinte la PMP în acte, de facto e președinte Eugen Tomac, el a dus actele la Biroul Electoral PMP și de aia. Și pe procedură... Nu curcă lume și Cristian Diaconescu. Lasă-mă, ce mai vrei?
E o gentleman de atâta timp, să știi că e acolo, PMP-ul, lasă oamenii în pace. În alta curte ar fi fost și culmea asta să n-accepte alianța la înalta curte. Și așa știm că se face politică la înalta curte. Sau se făcea când te uitai la arestări și cum se mișcă la înalta curte. Ar fi fost chiar culmea să n-ai opoziție în țara asta. Adică să ai una dezbinată, leșinată, așa, ca să conducă vulpea de la Buzău și cu... Trebuie să găsești o asemănare și lui Nicolae Ciucă. Ăsta, vultul pleșuc, de la de unde el. Știi cum sunt ăștia, scorpionii negri, care umblă prin deșert, prin Kandahar. Nume de cod, da? Nume de cod, scorpionii negri, vulpea cu ochi de sticlă, ce e? Așa. Vulpea de la Buzău și cu scorpionul galben. Că ăștia, de la... Nu știu de unde e Nicolae. De la PNL. Da. Iar pe finalul discuției noastre, Foresta a fost exclusă oficial din Liga 3-a și dacă va mai activa, va începe din vară în Liga 5-a. Nu, e gata, e mort. E asta, așa e... Asta e sfârșitul. Da, dar tot aștept să vină cineva să spună, să anunțe, în data de... La... Să facă necrologul. Coacea, sau unde fac? La Biserica Sfânta Anghel, la Sfântul Dumitru. Face slujbă de mormântare. Știi, să vină acolo colaci, cum se dă, colivă, așa, cu lumânări, cu ce se vin, cu vin, cu ulei, cu zahăr, cu păstrânac, cu, așa, să dea, să dea și de pomană la oameni, croasante, sucuri, tedi. Semințe, măcar. Așa, semințe. Să dea la oameni și să-i facă de, să o mormânteze. Nu se mai face nimic, cine? Adică echipă de Liga 5-a care n-are nimic, ce să mai facă? E moarte, gata. Și ce, cum rămâne cu procesele, cu păi nu știu, toate celelalte? Mare de la fundația care a ținut echipa, că e o fundație cu niște membri fundatori sociali și o să răspundă, o să-i cază. Dar noi vorbeam despre echipă, gata. Nu. Bine, ceva... Se pregătesc mai multe variante. Da, da, să vedem ce este. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin. Doamnelor, domnilor, știrile continuă. CSU Suceava luptă pentru un loc în sferturile Cupei României la handbal masculin. În faza optimilor, handbaliștii antrenați de Bogdan Șoldănescu vor juca miercuri de la ora 16 pe terenul formației Steaua București. CSU Suceava va lupta pentru calificarea în sferturile Cupei României cu Steaua București. Întâlnirea va avea loc miercuri 20 martie de la ora 16 în sala Concordia din Chiajna și va fi transmisă în direct pe canalul de YouTube al gazdelor Steaua TV. Optimile Cupei României au debutat luni cu meciul CSM Oradea CSM Focșani, 31-40 și mai programează următoarele întâlniri. CSM Gidia, CSM București, CSU Timișoara, HC Buzău, Politehnica Iași, Dinamo București, Putaisa Turda, CSM Constanța, Mina Urbaia Mare, CSM Vaslui și CSM Sighișoara, CSM Bacău. CSU Suceava a ajuns în optimile de final ale Cupei României după ce a învins în deplasare formația SCM Politehnica Timișoara cu scorul de 32-35. Steaua este la debutul în această competiție. În ultimul meci direct, gruparea suceveană a pierdut în campionat pe terenul Stelei cu scorul de 29-22. La ediția precedentă a Cupei României, CSU Suceava a câștigat medaliile de bronz. Primele 5 clasate în Liga a 4-a de fotbal au obținut victorii pe linie în etapa 17-a. Scorul zilei a fost reușit de campioana antitră Viitorul Liteni 9-1 cu Bucovina Dărmănești. Primele 5 clasate în Liga a 4-a de fotbal au obținut victorii pe linie în etapa a 17-a. Scorul zilei a fost reușit de campioana antitră Viitorul Liteni, care a trecut pe teren propriu de Bucovina Dărmănești cu scorul de 9-1. Golurile gazdelor au fost marcate de Gheorghiciuc 3, Sahru 2, Nuțescu, Petru Răzlug, Maftei și Codău. FC Șoimigura Humorului păstrează primul loc după ce a câștigat pe teren propriu în fața celor de la Moldova Drăgușeni cu scorul de 6-1. Reușitele humorenilor au fost semnate de Lucian 2, Moloce 2, Curuc și Maganu, iar Nița înscris pentru oaspeți. Juniorul Salcea a rămas la 3 puncte în urma liderului după ce s-a impus cu 0-3 în deplasarea de la Frumosu, prin golurile înscrise după pauză de Tomescu, Antonesei și Vitu. Juniorul Suceava completează podiumul la zi după ce a câștigat la Fântânele cu 1-4. Echipa antrenată de Bogdan Pandea a înscris prin Zaharie, Stâncă, Vamanu și Gulei. Bradul Putna a învins în deplasare Minerul Iacobeni cu 0-2 prin golul lui Ila și un autogol al gazdelor. Șomuzul Preute
București a trecut de rău Câmpul Moldovenesc cu 5-2. Gazdele au punctat prin Andreea Ilenei, 2, Mihai Stoica, 2 și Marian Cristof, iar oaspeții prin Petru Tomco și Cornel Erhan. Progresul, Frătăuții Vechi și Sporting Poienț-Olca au stat în această etapă. La barajul de promovare în Liga a treia, programat pe 16 și 23 iunie, campioana județului Suceava va întâlni campioana județului Vaslui. Știrile intermedia au ajuns la final. Urmează starea vremii și subiectele zilei pe scurt. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune! Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Noaptea vine cu vreme deosebit de rece și precipitații în toată regiunea, potrivit meteorologilor. Va ninge la Rădăuți și la Vatra Dornei, la Suceava, Botoșani și Roman va fi la Poviță și Ninsoare, iar la Târgu Neamț va ploua. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări, iar temperaturile minime se vor încadra între minus 1 și 1 grad Celsius. Miercuri, vremea va fi în continuare mohorâtă în toată regiunea, potrivit ANM. Cerul va fi mai mult acoperit, iar la Vatra Dornei se vor înregistra ninsori ușoare. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime vor avea valori cuprinse între 3 și 9 grade Celsius. Decizie surprinzătoare la vârful PNL Suceava. Primarul Ion Lungu nu va mai candida pentru un nou mandat la alegerile din iunie 2024. Președintele Gheorghe Flutur a anunțat că noul candidat al partidului la primăria Suceava este actualul viceprimar Lucian Harșovski. Ion Lungu a declarat că nu se va retrage din viața publică și nici din politică. Nu va face un pas în spate, ci predă ștafeta unui candidat mai tânăr. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Un polițist în vârstă de 39 de ani din cadrul biroului rutier Roman s-a sinucis luni după amiază cu arma din dotare. Polițistul era în timpul serviciului și a venit acasă, unde s-a împușcat cu pistolul. Sesizarea la 112 a fost făcută de soția victimei. Încă nu este liniște la Spitalul Județean Mavromati din Botoșani după reținerile din decembrie anul trecut în dosarul angajărilor pe șpagă. Procurorii DNA Suceava au percheziționat biroul și locuința actualului manager, după care au condus-o la audieri. Radu Arian, băiețelul de 2 ani din județul Botoșani, care a dispărut din curtea unor vecini, a fost găsit în viață după ce a petrecut o noapte în pădure singur, la o temperatură de minus 5 grade Celsius. Este o minune dumnezeiască, spun părinții copilului, dar și cei care au participat la acțiunea de căutare. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Micuțul a ajuns la spital cu o ușoară hipotermie și a fost ținut sub supraveghere medicală timp de 24 de ore. Arian le-a povestit tuturor că i-a fost frică și că s-a întâlnit cu lupul în pădure. Acum este vesel și dornic să se întoarcă în sânul familiei sale. Noul rector al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași s-a născut la Rădăuți și are 47 de ani. Este vorba de profesorul de economie Liviu Maha. Acesta a câștigat și turul 2 al alegerilor pentru funcția de rector al Universității Cuza, după ce l-a învins pe fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader. În 2023, inovatorii români au continuat să contribuie la invențiile din domeniul IT din Europa, conform indicelui de brevete 2023. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a fost lider în depunerea cererilor de brevete europene din România. Mai mult de jumătate dintre cererile de brevet din țară au inclus cel puțin o femeie ca inventator. Informatica, biotehnologia și transporturile s-au numărat printre domeniile de top pentru invențiile românești. De asemenea, s-a observat o adoptare solidă a noului brevet unitar în Europa. România are bani pentru autostrăzi și grădinițe, însă preferă să-i facă palat lui Klaus Iohannis. Afirmația îi aparține vicepreședintelui USR Dan Barna. Liderul USR acuză guvernul PSD-PNL că nu a redus cheltuielile publice așa cum a transmis în spațiul public, ci a mărit aparatul administrativ cu încă 15.000 de persoane.
Pentru Localnici, revista care scoate la lumina antreprenorii locali și care prezintă povești de succes din regiunea de Nord-Est, a lansat al 8-lea număr într-un eveniment desfășurat în mod tradițional la Camera de Comerț și Industrie Suceava. Evenimentul de lansare a fost sub sloganul Partea plină a paharului. Lucrările de modernizare de pe strada Leca Morariu au fost reluate în forță, fiind continuat programul Modernizarea Sucevei de la scara blocului. Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovski, a explicat că se va reface întreaga stradă, de la intersecția cu Mărășești până la cea cu strada Uituz, urmând să se toarne un covor asfaltic nou și să se reabiliteze accesele la scările de bloc și trotuarele. Foresta Suceava a fost exclusă oficial din Liga a III-a. Comisia de Disciplină și Etică a Federației Române de Fotbal a luat această decizie după ce galbenverzii nu s-au prezentat la primele două meciuri din acest an. În cazul, puțin probabil, în care își va continua activitatea, Foresta va juca din vară în Liga a V-a. CSU Suceava luptă pentru un loc în sferturile Cupei României la handbal masculin. În faza optimilor, handbaliștii antrenați de Bogdan Șoldănescu vor juca miercuri de la ora 16 pe terenul formației Steaua București. Primele 5 clasate în Liga 4-a de fotbal au obținut victorii pe linie în etapa a 17-a. Scorul zilei a fost reușit de campioana în titră Viitorul Liteni, 9-1 cu Bucovina Dărmănești.